Deschidem scripturile în Evanghelia după Ioan, capitolul 2 și citim primele 12 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosese apa știau, a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Vă invit să vă reașezați. Pentru cei care nu știu, Olena este născută în Ucraina, pentru o perioadă a fost în Milano. Și așa s-a cunoscut cu Daniel, și astăzi au parte de această binecuvântare de a fi în casa Domnului la ziua căsătoriei lor. Și dorim Dumnezeu să îi binecuvinteze. Astăzi vreau să le transmit un mesaj atât lor cât și nouă, celor care suntem căsătoriți, celor care vor să se căsătorească. Și mesajul meu este unul simplu: surprizele vieții. Viața este plină de surprize. Viața însăși este o surpriză. Viața este o ecuație cu multe, multe necunoscute, necunoscute pe care noi adeseori le numim surprize. Surpriza este lucrul la care nu te gândești, lucrul pe care nu-l aștepți, e un lucru pe care nu-l programezi, nu-l planifici, ceva care vine pe neașteptate. Mintea noastră este atât de limitată încât nu poate percepe și nu poate înțelege și nu se poate aștepta și nu poate pătrunde miile de variante posibile, miile de posibilități, milioane de probabilități există. Și noi nu, nu putem concepe de multe ori încotro se îndreaptă viața noastră. Ce se poate întâmpla în secunda următoare? Surprizele de obicei sunt de două feluri, plăcute și neplăcute. Că vrem sau nu vrem, ne dorim sau nu ne dorim, în viață vom avea parte și de surprize plăcute și de surprize neplăcute. Dar e important să le știm și vom înțelege prin acest cuvânt, să știm cum ar trebui să ne comportăm, la cine ar trebui să apelăm când viața ne surprinde, cu necazuri, de exemplu. Ce ar trebui să facem când suntem surprinși, pentru că oricum în fiecare zi vom avea parte de surprize. Nimic nu se va întâmpla cum vrem noi, cum ne planificăm noi. Noi ne facem proiecte, ne facem planuri. Noi avem visuri, dorințe, idealuri și vrem să le realizăm, însă viața ne surprinde, fie că realizăm mult mai puțin decât ne imaginăm, fie că de multe ori viața și Dumnezeu ne poate surprinde că ne spus mai mult decât cerem sau gândim noi, poate face Dumnezeu. De aceea este important și din textul acesta vom analiza câteva surprize de care au avut parte doi miri chiar în cea mai frumoasă zi a vieții lor. Chiar și în ziua aceea. La nuntă aproape totul este planificat, este programat. Mireasa de regulă și imaginează deja cu ani înainte decorul, rochia, invitații, meniul. Multe lucruri sunt planificate. Observați aici apare un personaj numit Nunul și Nunul nu era altceva decât omul care se ocupa cu organizarea festivității, anunții. Nu se punea nimic pe masă dacă nu trecea întâi pe la Nun, el dă de aprobarea, este sare suficientă, este totul cum trebuie, totul este de calitate și așa mai departe. I-a organizat totul. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării la nuntă. Și nunta este de obicei evenimentul cel mai bine pregătit de oameni, pentru că e cel mai frumos eveniment. Cred că și pentru voi, da? Nunta este cel mai frumos eveniment și de aceea merită nunta să fie pregătită în minime detalii. Cele mai mici detalii să fie uh, pregătite. Și totuși, și totuși iată că și această nuntă, deși pregătită, deși planificată, deși totul era organizat, avea un bun organizator, iată că au rămas fără vin. Vinul ca simbol al bucuriei și al fericirii. Nu intră cum prea mult în polemici, e adevărat, noi găsim cuvântul vin, dar nu este vinul pe care îl avem noi astăzi cu alcool, de obicei ei foloseau vinul nefermentat, mai simplu ar fi să fie suc de struguri, care oricum nu îmbăta, pentru că vedem aici oamenii oricât au băut, știau ce vor, știau ce cer, știau să aprecieze vinul mai bun decât cel mai puțin bun și așa mai departe. Se nasc câteva întrebări. Oare de ce au rămas fără vin? Erau săraci și nu aveau bani, nu-și permiteau, adică atâtea și-au permis ei? Erau dezorganizați, fără experiență, au luat acolo și s-au trezit. Nu s-au gândit bine, n-au calculat bine câți invitați sunt. A fost o zi extrem de caldă și s-a băut mult mai mult decât se așteptau. Erau într-o zonă cu puține resurse, adică atât au găsit, oricât bani ar avea, oricum astea erau produsele, atât au fost în magazin, atât au putut pregăti ei. Nu știm de ce, dar iată că au rămas fără vin și nu se așteptau la asta. Nu se așteptau la asta. Viața este plină de surprize. Așadar, o nuntă cu surprize și o să prezint trei surprize de care acești oameni, acești miri, au avut parte la ziua nunților, surprize de care putem avea parte și noi, fiecare în parte, fie ca familie, fie la nivel personal. Viața ne va întâmpina cu astfel de surprize. Prima surpriză. Oamenii. Oamenii sunt o surpriză. De multe ori, oamenii sunt cea mai mare surpriză. Au fost invitați, dar nu au confirmat. Sau, nu știu ce s-a întâmplat, au făcut altceva decât au spus inițial. La ei funcționa cam cum funcționa cu câteva zeci de ani în urmă în România. Era nuntă în sat, de obicei părinții invitau tot satul. Sau dacă era la biserică, se ridica la urmă și spunea toată biserica, toți sunteți invitați, haideți la nuntă. Câți participă, nu se știa. De obicei, la anunții la care participam eu de copil, se stătea la o masă, două, trei, adică se puneau un rând de mese, stăteau la masă, mâncau repede, cam într-o oră trebuia să fie gata totul, ceilalți așteptau pe unde așteptau, se ridicau și urma masa a doua, masa a treia și am participat la anunț în care au fost și vreo 5-6 mese. Bineînțeles, mirii și familia mâncau la urmă, seara, dacă mai rămânea. Și de obicei știam care era cea mai mare problemă a oamenilor când erau astfel de nunți organizate în felul acesta, n-ajunge ciorba și bucătarii știau bine, apa era totdeauna lângă, o mai lungim puțin. Trebuia se organizeze bine, trebuiau să se pregătească. La fel se întâmpla probabil și în cazul acesta. Biblia ne relatează că oamenii, eu cum pot să le spun, oamenii nu prea aveau bun simț. Chiar Biblia ne arată câteva pilde, câteva exemple. Domnul Iisus ne dă niște exemple de felul acesta, când niște oameni au fost chemați la nuntă știau din timp. De obicei, întâi se făcea o invitație generală, spunând, vedeți că în ziua de facem nuntă. Dar apoi, cum oamenii n-aveau ceas, n-aveau telefon, nu știau exact când e, când mirele era gata, când toate erau gata, când grătarul era încins, când totul era pregătit, de obicei, oamenii trimiteau atunci în sat și spuneau, toate sunt gata, masa este pusă, vă rugăm, poftiți la nuntă, veniți la nunta la care ați fost invitați. Invitația era în prealabil una, generală, și apoi cea punctuală. Acum e gata, e ceasul cine? hai! Ei, și tocmai atunci, la ceasul nunții, când să înceapă nunta, unul a zis, bă, dar eu, știi, Parcă am altceva de făcut. Uite, tocmai mi-am cumpărat un ogor, am ceva afaceri și mă duc să văd și eu, că sunt curios tare. Am cumpărat ceva și nici nu știu ce am cumpărat. Altul zice, păi tocmai am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc, că n-am răbdare, trebuie să merg, să văd, să-i încerc, să-i pun la treabă și n-am timp eu acum de nuntă. Altul tocmai m-am însurat, nu pot veni, nu-i chiar așa simplu. Și oamenii inventează tot felul de scuze. Și atât că se poate ajunge la o nuntă cu mai mulți invitați decât era programat. Sau se poate întâmpla și invers și din păcate am avut și experiența asta de asta de obicei, de regulă, când stau de vorbă cu mirii la logodnă, când organizăm nunta la nivel de program, deși nu e treaba mea asta, dar eu totdeauna le spun, aveți mare grijă la restaurant ce faceți. Pentru că din păcate am participat la anunț la care, să zicem, erau așteptați 100 de invitați erau programate 100 de meniuri la restaurant și au participat doar 30. Și imaginați-vă că mirii aceia au trebuit să plătească 100 de meniuri și vă dați seama cam cât de bucuroși erau acei miri la sfârșitul unei astfel de zile. Numai ziua cea frumoasă nu era pentru ei. De ce? Că oamenii sunt oameni. Oamenii sunt cea mai mare surpriză. Te poți aștepta să-ți zică în ultimul ceas când să ajungi la masă să spună, da, dar știi ce, parcă s-a încălzit motorul, și... Sau, tocmai ieri mi-am cumpărat o mașină și acum mă duc să văd cât prinde pe autostradă și nu mai vin la nuntă. Da, te poți aștepta la asta. Nu există, eu n-am întâlnit încă o nuntă la care să-i întreb pe miri, au venit toți câți v-au confirmat, tot să fie, să spună da, ori în plus, ori în minus, niciodată. La oameni nu te aștept niciodată să fie punctuali să fie serios, să fie concret, să înțelegem cazuri majore, înțelegem, dar uite, de data asta, surpriza ar părea să fie plăcută, adică au venit mai mulți, dar nici așa, că dacă vin mulți și n-ai ce să le pui în față, că de-aia trebuie invitație, planificare, programare, de aceea trebuie confirmare, ca totul să fie bine. Am participat la anunț la care oamenii au spus, supărați, mă duc, că am loc, nu încăpeau. Păi da, când ai confirmat? Normal, dacă ei s-au pregătit pentru 100 și vin 120, de unde mai pui 20 de scaune? Și iată că s-a întâmplat probabil acest lucru, pentru că la nunta aceasta a fost chemat și Isus, și Isus nu singur, cu ucenicii lui. A treia zi. A treia zi, pornind de la botezul Domnului Isus. Isus s-a botezat în apă. A doua zi. Ioan s-a întâlnit din nou cu Isus și a făcut declarația că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Isus este mielul lui Dumnezeu și a treia zi, nunta. A fost o nuntă. Deci nu vă așteptați că de multe ori noi auzim că l-au chemat, că Isus face minuni. Nu, Isus era un anonim. A fost chemat Isus cu cenicii lui, au venit probabil mai mulți atunci. Sunt speculații de tot felul cu aceasta a treia zi, al treilea mileniu, sfârșitul lumii, vine Domnul Isus în anul 2000, mulți așteptat, n-au nicio legătură astea cu venirea Domnului, cu nunta mielului, cu nunta în cana și așa mai departe. Oamenii sunt surprinzători, oamenii îți vor fi de multe ori cea mai mare surpriză, când nu te aștepți. Vă puteți aștepta la nunta asta, poate să anumiți invitați să credeți că vin și nu vor veni, Alții la care nu te aștepți, tocmai ei vor veni. Dar nu-i numai despre nuntă vorba, în viață. Te va ajuta cine nu te aștepți. Și cine crezi cel mai mult și mai, ești cel mai convins că te va ajuta, îți va întoarce spatele. Oamenii sunt o adevărată surpriză. Te vor surprinde. Fie prin binele care îl fac, fie prin răul pe care ți-l fac. Pentru că oamenii sunt schimbători. Oamenii sunt stabili. Și oamenii îți vor produce de multe ori în viață cele mai mari surprize. Pot fi prea puțin sau pot fi prea mult. Sau, sau au fost desemnați să se ocupe de organizare. Gândiți-vă la această pereche, acești miri, au desemnat, au delegat, au plătit un om, un non, care să se ocupe ca toate lucrurile să fie bine. Și eu mi-l imaginez pe nun. Probabil avea sânge de român în el. Eu, eu sunt cel mai... aici în zonă, toate nunțile la mine ies, eu sunt cel mai tare și probabil când să-i convingă să semneze contract, a spus, bazați pe mine, contați pe mine, eu mă descurc, eu organizez, nuntă ca voastră nu există în istorie. Dar oamenii te surprind. Iată că au rămas fără vin. Însă e, e și altceva ar fi fost o catastrofă să rămână fără vin. Acum stau totuși și mă întreb, până la urmă urmei, și ce dacă rămâneau fără vin? Ce, murea cineva? Până la urmă, au fost, Da, au, au băut un pahar, două, trei, un litru, doi, trei, bun, ai rămas fără vin și ce dacă? La o adică, stăm așa și ne gândim, pentru ce? Ai avut până acum. Dar observați, ăștia sunt oamenii, că de asta sunt oamenii sunt imediat neînțelegători, nemulțumitori. Păi ți se duce vorba, uite că ajuns până în mileniu 3. Atâta trebuie. Să nu le placă masa, să nu le placă nu știu ce, că de asta în general au românii o vorbă, nu știu dacă și în Ucraina e la fel, că nu prea nuntă fără probleme, nu. adică nuntă cu, în sensul că toți văd câte o problemă ceva, ba una, ba alta, ba cealaltă, ba era prea sărat, ba era prea dulce, ba era prea nu știu cum. Și cam toate au câte o problemă. Dar stai și te gândești, oare de ce atâta disconfort? Până la urmă, murea cineva de sete acolo? Chiar era așa o mare nevoie? Da, dar gândim din punct de vedere al nevoii, nevoia nu era așa mare. Dar pentru familia aceea, pentru miria aceea era o pată, era o rușine, era o ceva. De ce? Pentru că așa sunt oamenii. Adică echipurile au venit să se bucure cu tine la nuntă. De obicei la nuntă chem prieteni apropiați, chem rudele. Bun, chem pe cineva la masă. S-a terminat, nu mai este. Beți apă. care e problema? Apa aveau. Deci de sete nu murea. Sigur, nimeni nu murea de sete. Nu mai am. S-a terminat. Ați venit mai mult decât trebuie. Ar trebui să fii înțelegător ar trebui să pricepe asta. Nu mergi și tu. Spui, asta e, ne-ați surprins, ar veni mai mulți. Nu știu. Au venit curioși, gură cască, au venit oameni după Isus, puhoi, ucenicii, s-a întâmplat ceva, un personaj nou. Nu știm de ce. Până la urmă, nu ar fi trebuit să fie o așa mare problemă. N-ar fi trebuit să fie o mare tragedie, o catastrofă asta, că s-a terminat vinul. S-a terminat. Închizi un ochi și gata, păi, asta e, nu mai este. Dăm și cu apă, care e problema? Dar oamenii nu. Să vezi tu vorbă după aceea. Nuntă fără vorbă. Încă, încă trebuie să apară nuntă fără vorbă. Sper să fie a voastră. Dar de obicei nu sunt. Toate cu vorbe multe. Așa sunt oamenii. Și vorbele astea nu le aduc îngerii, nu păsările prin copac, oamenii. Cei pe care i-ai chema la nuntă. Prietenii, rudele, invitații, cunoscuții. De la ei te Și cu ei trebuie să fii foarte atent. Nu cumva unul să zică, e gol paharul, gata. Nu mai, farfuria e goală, nu m-am săturat. Am întâlnit destui care pleacă de la nuntă și mănâncă la McDonald's. Asta e. Sănătate. Oamenii. Oamenii sunt cea mai mare surpriză și oamenii vă pot surprinde în viață. La al doilea rând, a doua surpriză pe care o pot să întâmpina în viața asta Necazurile. Necazurile sunt o surpriză. Necazurile, lipsurile, bolile, crizele de orice fel. Și criza poate apăra, apărea din senin. Acești doi erau liniștiți, totul părea că merge bine, e o zi frumoasă, zâmbeau, dar deodată s-a terminat vinul. Din senin. Nu poți rezolva problema, nu mai cum, nu mai unde, ce să faci? Probabil au făcut ca românii, bagă apă, mai lungi de asta avea vorba nu, nu, spunea, vinul cel bun, adică cel natural, 100%, îl pui la început și după aia la urmă te uiți să vezi cât mai este, mai bag apă, 10 litri la sută, nu se vede, da, bune. Și de asta vinul mai puțin bun era la, la urmă, dar oricât l-au lungit nu mai e. Până la urmă tot apa a rămas de el, nici culoare nu mai puteau da. Și ziua cea mai frumoasă poate fi umbrită Deodată, de un necaz. Necazurile pot apărea din senin, pot apărea oricând, sunt imprevizibile. Furtunile în viață, lipsurile, necazurile, pot veni oricând. Nu vreau să vă vorbesc prea mult despre necazuri la nunta voastră, dar Pavel e mai realist decât mine și spune, ființele acestea vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Și de asta, de multe necazuri, vă veți scuti singuri dacă... dacă veți ști să înțelegeți elementul surpriză. Că oamenii te pot surprinde, că viața te poate surprinde, necazurile te pot surprinde, pot apărea oriunde din senin. Și e important ce te gândești. Vă dau un exemplu, că și eu din experiența personală mi-am dat seama de asta. Mi-am amintesc o dată, m-a sunat șeful și mi-a zis să vezi pe weekend vii să stăm de vorbă. Și atunci ai două variante. Noi de obicei ne așteptăm, ne începem să facem scenarii. Și de obicei avem două scenarii. Varianta bună și varianta rea. Și am stat atunci să mă gândesc, oare până ajung eu să stau de vorbă cu șeful, oare ce vrea să-mi zică? Și am varianta bună, să-mi crească salarul, să dea o funcție mai mare, nu știu, poate fi, mă gândeam la asta, dar după aia am zis, dar dacă dar dacă îmi dă varianta zice, nu mai avem de muncă, dăm faliment sau... Îți dă o veste Ce faci? M-am gândit atunci. Dacă mă gândesc pe varianta bună și se întâmplă ceva rău, sunt dezamăgit, că de obicei oamenii așa se amăgesc. Amăgire, te amăgești că și după aceea te dezamăgești. Și e mai rău. Dar zis, am zis, bun, mă gândesc, hai mai bine să mă gândesc, oricum nu mă puteam gândi la altceva, că de-acum asta ți era. Vineri trebuie să mă întâlnesc cu patronul. Hai să mă gândesc pe variantarea. Să zicem că nu mai este de lucru, rămân fără muncă și gata, asta e. Merg pe variantarea. Dar după aceea m-am gândit, dar de ce să stai o câteva zile numai cu gândul ăsta să mă chinui? Și e greu, viața, vrei, nu vrei, te prinde cu surprize. Până la urmă a fost de bine mi-a mărit salarul. Dar puteam să mă chinui, știi, să stau o săptămână întreagă, să mă gândesc la oare ce o zice șef, oare de ce e așa de important că vrea să stea de vorbă cu mine. Însă vreau în această zi să vă prezint a treia surpriză de care au avut parte acești doi miri, de care aș vrea să aveți parte și voi în viață. Și vreau să vi-l prezint pe acel invitat neobișnuit. Un, era unul ca tot ceilalți aparent, ba chiar unul care a făcut pagubă, ba chiar ar fi părut, și așa presupun eu, presupun, eu presupun, nu scrie Biblia că din cauza asta, dar probabil că din cauza lui au rămas fără vin. Din cauza lui probabil au venit mai mulți curioși, nu știu, probabil din cauza lui. Au, poate au dat vina pe el, a venit Isus, a venit și el cu ai lui, toți însetați, ăștia nu prea aveau bani, abia ce Lasă-se Ce știu eu, poate de trei zile că umblau pe acolo, pe la botez, nici nu vreau mâncat. Așa, și acum au dat de o nuntă, numai bine. Și iată că Isus Hristos, Isus, de fapt, a devenit surpriza nunților. Surpriza vieților. Și în această zi vreau să înțelegeți că Isus Hristos este și va trebui să fie, și mă rog să fie, surpriza vieții voastre. Când nu mai vine nimeni, vine Dumnezeu, vine Isus. Când nu te mai ajută nimeni, te ajută Isus. Când nu te mai înțelege nimeni, te înțelege Isus. El este specialistul problemelor vieții, a oricărei probleme. Dacă vă gândiți la câte minuni a făcut Isus, Isus nu doar a înviat morții, să spunem, să rezolve cea mai mare problemă. El nu doar a deschis ochii orbilor, care era una din marile probleme, sau să-l ridice din pat pe un slăbănou, pe un paralizat. Dar Isus a făcut mult mai mult, a potolit furtuna. Iată, a mulțit pâinile când oamenii erau flămânzi și nu aveau resurse și nu aveau nici măcar de unde să cumpere, nu aveau nici bani să cumpere și era complicat. Iată că Isus s-a ocupat și de, repet, nu era o tragedie asta, nu era o mare problemă, nu murea, până la urmă nu murea, chiar nu murea nimeni, era în sat, nu era în pustiu undeva, zice, acum se ducă ăștia leșină pe drum, nu. Era doar o chestie de reputație, de demnitate, de rușine și totuși Isus intervine și poate interveni în orice problemă a vieții în orice problemă a vieții. El se pricepe la orice. El te poate ajuta ori când. El poate interveni oriunde. Și Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este pentru prima dată, este prima minune pe care o face Domnul Isus Hristos. Este începutul semnelor Lui, știu că sunt tot felul de legende, că Isus a făcut minuni pe când era copil, Biblia nu ne prezintă niciuna din astfel de minuni, ba chiar aici este foarte clar versetul care spune acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. A fost prima lui minune, prima lui intervenție. De aceea Isus este o surpriză. Dintr-o dată, Că până atunci erau obișnuiți și Ioan Botezătorul a, pregătit, a predicat câteva luni de zile, dar n-a făcut efectiv nicio minune. Ioan doar a predicat. Predica și boteza. Predica și boteza. Dar dintr-o dată apare pe scena istoriei un om care îi surprinde pe toți. Și o să vedeți de multe ori că toți erau uimiți. Asta înseamnă. Cuvântul surpriză e un cuvânt mai nou, nu apare nicăieri în Biblie cuvântul surpriză, dar apare uimire sau toți au rămas în înmărmuriți. Sunt mai multe termeni, mai mulți termeni care spun uh, de ceva legat de surpriză. Oamenii au rămas surprinși. Să vadă că Isus are putere. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus intervine și intervine pentru că El dă credit familiei, El dă importanță familiei, consideră familia, consideră nunta un, un eveniment la care, iată, să participe. Probabil era, probabil era rudă cu Isus, pentru că vedem aici, mama lui Isus era acolo, frații lui erau acolo și s-a dus și el împreună cu cenicii lui. Probabil erau rude, cunoscuți vecini, nu ni se spune nici măcar numele acelor miri, nu știm, însă Isus Hristos, dintr-o nuntă aproape stricată, am spune noi, a ieșit o nuntă faimoasă atât de faimoasă încât și noi după 2000 de ani încă vorbim de nunta aceea. Și putea să fie cu totul altceva. Putea să devină o mare tragedie cu ghilimelele de rigoare, o tragedie pentru tot, să vorbească neam de neam, s-au făcut ăștia de râs. N-au știut să numere, n-au avut habar nici să calculeze, să spună. Pune ceva în plus. Vă amintiți că, ca să revin cu ideea aceasta, Domnul Iisus mai dă o altă pildă cu cele 10 fecioare la un moment dat, și ele. Unele din ele au rămas fără un de lemn, fără ulei în candelă. Adică în timp ce așteptau mirele, că nu începea la o oră de asta, oamenii sunt imprevizibili. Te poți aștepta. Ai venit la nuntă și am avut și surpriza să vină în mirii după vreo două ore după ce așteptăm noi aici și cântăm și ne rugăm și într-un sfârșit au terminat toți cu afura. Oamenii sunt surprinzători, oamenii te surprind. Viața cu necazurile ei, cu lipsurile, te poate surprinde. Dar cel mai mult și surpriza cea mai plăcută a vieții, surpriza cea mai plăcută a anunții, surpriza cea mai plăcută a familiei este Isus Hristos. El poate face nespus mai mult decât te gândești tu. Miria aceea nu l-au chemat pentru că aveau nevoie de El. El nu a făcut. Până atunci n-a făcut niciun semn, nicio minune. Nu l-au chemat pentru că era specialist, las că l-avem pe Iisus, aici orice problemă avem, el o rezolvă. Nu, nimeni nu s-a gândit la asta. Când l-au chemat, nu l-au cunoscut pentru asta. Nimeni nu l-a cunoscut. Nu știau. Dar era acolo o persoană care îl cunoștea pe Iisus. Cât de important este să ai lângă tine oameni care să-L cunoască personal pe Iisus. Iar acolo singura persoană care credea 100% că Isus este Fiul lui Dumnezeu, singura care credea că... Pentru că Maria a fost singura persoană care știa 100% cine este. Da. Eu bănuiesc că nici Iosif nu credea 100%. Cred că un 90% credea și el, dar 10%... Totuși, ți este greu să crezi așa ceva. Care a rămas Maria însărcerată de la Duhul Sfânt. Dar asta e, a venit totuși un înger, asta e. Dar Maria, despre Maria pot să spui 100%, Maria știa cine este Isus. Știa clar. I-a spus clar, nu știu de bărbat, e clar cel care s-a născut este zămislit de la Duhul Sfânt, știa 100% cine este el și fiindcă știa, când a apărut o problemă, i-a spus eu am soluția. Soluția la orice problemă a vieții. Soluția la orice necaz, soluția la orice, cu orice te-ar surprinde viața, există o soluție, există o altă surpriză. Iisus Hristos. El poate rezolva orice problemă. El are ieșire din orice situație. El te poate ajuta oricând, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Dintr-un loc al lipsei s-a ajuns la un loc al belșugului. Din, din ceva mediocru, Că nu nu a gustat și el vinul, s-a scăpinat puțin și a zis, bă, dar de unde a scos vinul ăsta? Eu mă ocup cu nunți. Eu degustez peste tot vin, aleg pentru nunțile mele, organizez, caut ceva mai de valoare, am un principiu, îl pun pe ăsta mai în față și apoi celelalte le lăsăm mai în spate, dar eu n-am mai gustat așa vin bun și mai ales să-l pui la urmă. E contra naturii asta, e contra logicii. De unde ați găsit vinul acesta? El nu știa. Dar era acolo o femeie, era acolo cineva care îl cunoștea pe Isus. Și a spus celorlalți, când ai probleme în viață, a chemat și a spus, faceți tot ce vă va zice Iisus. Ascultați de El 100%. Dar noi vrem că Iisus să ne rezolve problemele. Dar știți cum? Să ne asculte El pe noi. Să-i spunem Lui, uite, faci așa, faci așa, Doamne, vreau așa, Doamne, dă-mi așa, Doamne, dă-mi atât, Doamne, acum, Doamne, atunci, mâine, vezi, păi mâine. Iisus însă lucrează altfel. Și aici ar trebui să înțelegem cum lucrează Isus, cum lucrează Dumnezeu. Da, tu ai nevoie, ai o problemă. Când ai o problemă în viață, vin înaintea lui Isus, vin înaintea lui Dumnezeu cu problema ta și spune, Doamne, am problema, spune problema, nu mai au vin cum se rezolvă problema, nu mai vin eu și spun, uite, Doamne, sunt acolo niște vase, fă tu, nu știu ce. Nu. Doamne, eu îți prezint problema. Soluția e la tine. De acum încolo, nu tu să asculți de mine, ci eu să ascult de tine. Ce să fac ca să rezolvăm problema? Și atunci Iisus spune, scoateți apă, puneți-o acolo, s-a acum scoateți, duceți la nun, ascultați, faceți tot ce vă va zice Isus Hristos. Eu când vi-l prezint pe Isus Hristos, vi-l prezint pe unul care vă poate rezolva orice problemă, care poate fi soluția pentru orice problemă a vieții, dar în același timp trebuie să vă spun exact cum a făcut și Maria. Faceți tot ce vă va zice El. Faceți tot. Ascultați de El. Nu-i dați voi soluții. El le are. El știe ce are de făcut. Tot doar trebuie să recunoști problema pe care o ai. E greu să recunoști asta. Oamenii încerca să ascundă toți pe acolo, slujile vorbeau prin spate, nu mai au vin ce să facem, punem, mulțim, dar vezi să nu afle toată lumea, vezi să nu știe nimeni, nici măcar nunul, organizatorul nu știa, nu știa de problema asta. Dar Maria, prevăzătoare, a spus, hai să-i să ajutăm pe mire aceștia, să nu se facă de râs. Să nu ajungă să fie vorbiți de toată lumea hai să-i ajutăm cumva, dar cu o condiție. Ascultați. Din ceva mediocru a ieșit o calitate înaltă, n-a fost vin așa bun, nu, nu n-a mai gustat și cred că n-a mai existat un așa vin pentru că era rezultatul direct al minunii, al lucrării Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus poate face ceva mai bun decât tot ce există calitate în lumea asta, El poate face ceva și mai bun. Slăviți să fie numele Lui. Așadar dar mă apropii de încheiere. Și am câteva aplicații practice. Pentru voi și pentru fiecare dintre noi. Nu vă încredeți în oameni. Ei pot Pot spune, eu sunt cel mai tare, cel mai mare, cel mai bun organizator. Pot eșua. Cel mai bun doctor, cel mai bun mecanic, cel mai bun, cel mai bun, cel mai bun zugrav, cel mai bun meseriaș, cel mai bun zidar. Toți sunt cei mai buni. Când ai de vorbă cu omul... Totdeauna spun, el e cel mai bun. Specialist se pricepe, nu trebuie să dai tu lecții. Toți, dacă stai de vorbă cu fiecare om din șapte miliarde de oameni, dacă îl întrebi, e cel mai bun. Nu vă încredeți în oameni. Ei pot eșua. Ba chiar Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în om. Că oamenii te vor surprinde. Azi strigă una, mâine strigă alta. Oamenii pot zice una, oamenii au venit la nuntă, chipurile se bucură cu tine și când au rămas fără vin, apoi te aranjăm noi. O să afle, uite și în Italia, o să predice despre nunta voastră. Lasă până la ei. Nu vă faceți așteptări înalte, pentru că ele pot deveni imposibilul. Nu vă amăgiți cu fericirea Oferită de oameni, că ține prea puțin. Vinul nostru, bucuria noastră, fericirea noastră, umană, oricum ține puțin. Oricum nu este de cea mai bună calitate. Dar ține -ți totdeauna de fericirea pe care o dă Dumnezeu, fericirea pe care o dă Isus Hristos. Asta e cu imaginea asta, trebuie să mergem. Vinul, simbolul bucuriei, fericirii. Oricât ar face oamenii, la urmă, recunosc, nu fac ceva perfect, nu fac ceva absolut, nu fac ceva desăvârșit, se termină oricum, va produce nemulțumiri, totdeauna merge în scădere, totdeauna din rău în mai rău, mai întâi ce-i bun și apoi se diluează, se diluează până când se pierde și gustul și bei și nu știi ce, bei. Asta este fericirea oamenilor. Asta este bucuria oamenilor. Însă, Isus îți dă totdeauna ceva mai bun, ceva de înaltă calitate. Iisus te surprinde cu calitatea Lui, cu calitatea lucrurilor pe care le face El. Nu vă grăbiți să trageți concluzii. Viața continuă. Adică nu spuneți, mi-a nunta, s-a terminat, tragi concluzii, ba, dăm vina pe unul, dăm vina pe altul, ba, nu-i bun unul, ba, are rost. Nu vă grăbiți să trageți concluzii. Pentru că viața continuă și după nuntă și după probleme și după orice surpriză ar fi viața continuă. Și s-ar putea ca ceea ce astăzi tu numești problemă să recunoști de fapt că devine soluție. Că ceea ce astăzi tu definești ca fiind criză, de fapt, de fapt, acela să fie momentul cel mai bun pentru tine, cel mai prielnic pentru tine. Să devină cea mai mare oportunitate. Adică, din criza aceea, din lipsa aceea temporară, da, oamenii au început să se agite, slujile se agitau, toți se agitau, toți cer la fiecare masă și vă imaginați, veneau chelnerii pe rând, veneau slujile pe rând, veneau cu carafa cuală, spuneau la masă unul cer vin. Nu mai este vine altul și masa nouă vrea vin, hai că acolo e nu știu cine, acolo, la -și trebuie neapărat să le ducem. Nu mai este. S-a terminat. Însă nu te grăbești să tragi concluzii, să spui gata, s-a terminat. Să-ți dai seama că atunci când îl ai pe Iisus în viața ta, atunci când îl ai pe Iisus alături de tine, poate acela de, poate deveni momentul cel mai oportun să-L cunoști pe Iisus și acei miri l-au cunoscut pe Iisus cei miri au avut o mare onoare. Vă dați seama, din ceea ce părea să fie cea mai mare rușine pentru ei, pentru sat, să vorbească, cine știe până la câți kilometri să se audă, uite, în nonta lui Cutare, niște oameni, mai vorbim noi cum. Dintr-o tragedie între ghilimele, iată că Isus a făcut acolo o minune, ceva, și au început oamenii să vorbească invers. A fost o onoare pentru ei. A intervenit Isus Hristos familia lor, viața lor, exemplul lor. Totul a fost transformat. De asta nu vă grăbiți că viața va veni cu tot felul de surprize. Dar dacă, pe lângă orice surpriză a vieții, veți avea surpriza numită Isus Hristos, totul va fi transformat. Chiar și necazurile vor aduce răbdare și răbdarea aduce biruință. Chiar și necazurile vor fi un mijloc prin care Isus Hristos va fi cunoscut, va fi proslăvit și poți fi o binecuvântare pentru alții. Nu dați vina pe alții. Lucrurile se pot întâmpla oricum. Sunt surprize, că nu te aștepți. De multe ori poți pregăti, te, vă dați seama, mă gândesc, nu ai, ascultam ceva legat de asta, se lucrează la ora actuală la supercomputere, pentru că în orice, în orice lucru există mii de probabilități. Oricât s-ar organiza oamenii, oricât s-ar pregăti o navetă spațială, gândiți-vă că oamenii investesc miliarde, miliarde, miliarde de euro, pregătesc ani de zile, se pregătesc la orice detaliu, teoretic totul ar trebui să funcționeze și uite că pică. S-a dus. N-are rost să dai vina pe alții. Pentru că lucrurile se pot întâmpla oricând, oricând lucrurile pot lua o întorsătură, oricum viața este plină de surprize. Oricât te-ai pregătit tu, oricât ai investit tu, oricând poate apărea ceva. Oricât e vegan, vegetarian și oricâtă dietă ar ține oamenii, când întâlnesc cu da, dacă facem asta, nu ne îmbolnăvim, noi de cancer, noi... mor de altceva și tot mor într-o zi. De pățit pățești oricum ceva. N-are rost să dai vina pe unul și pe altul. Acei miri să se tulbură, să spună, oamenii, Iisus a venit, ucenicii, nu, nu n-a știut să organizeze, sau ce știu ce altceva, părinții n-au dat bani, sau ce știu ce uh, vină să mai găsească ei. Nu renunțați niciodată, continuați să visați. Mie mi îmi place, cel puțin așa înțeleg din textul acesta, mirii n-au ajuns, mirii n-au ajuns, nici măcar n-au ajuns să vadă lipsa. Doar slu... Nici nunul n-a ajuns să vadă lipsa. Doar Maria era probabil una care era interesată, a văzut lipsa, a văzut slugile care veneau, cereau carafa goală, carafa goală, să umblem, nu avem cu ce. Și Isus a intervenit imediat. Astfel încât nici măcar mirele nu știa, pentru că asta spune textul. Nunul nu știa, a gustat vinul și l-a chemat pe mire, Ia să puțin vinul cu acea, dar n-am înțeles de ce tu, de unde el luat vinul ăsta. Cât ai dat pe el și de ce l-ai pus acum, de ce nu l-ai pus la început? Noi ne am, am avut un acord, se pune cel mai bun înainte, de unde și cum. Nu cedați niciodată nervilor, emoțiilor, pentru că bucuria abia începe. Ceea ce crezi că este o tragedie, ceea ce crezi că este, iată că abia acum începe bucuria. Abia acum, când părea că totul s-a terminat, când părea că e un dezastru. Abia acum începe bucuria. Vă dați seama nunul de acum cât se lăuda el cu vinul. Acum vin. Vin că ăsta n-ați băut niciodată. Este cel mai, și cum era probabil bun de gură, că asta era, trebuia să-și laude marfa, a început să se laude, uite ce vin bun. Îți dau acum un pahar, niciodată n-ai băut așa, probabil mergea pe la fiecare masă, cel mai bun vin pe care l-ați băut vreodată. N-are rost să te enervezi. Se puteau enerva, se puteau ceda emoțiilor, nervilor. Și nu știau că bucuria abia începea. Și nu știa că nunta aceea care părea stricată, părea un dezastru, avea să fie o nuntă la care toți invitații spuneau am participat la o nuntă, am băut un vin, niciodată, niciodată n-am băut. De când de lume n-a fost așa și cei care au experiență și cei mai buni degustatori au recunoscut și uite, noi am avut harul acesta. Sute de litri de vin și-au împărțit și-au avut din belșug. Prezentați-l prietenilor pe Iisus. E important asta. Să-l prezinți, să-l recunoști. E și Iisus acolo la nuntă, dar îl ținem acolo să nu știe nimeni de el. Doamne, hai să te punem undeva deoparte, nu? Este acolo Iisus. Ascultați de el, faceți ceva zice el și dintr-o dată, asta e ciudat, nu? Că de obicei la o nuntă, personajul principal, atenția cea mai mare se acordă mirilor. În cazul nostru, dintr-o dată, telecamera nu mai este pe miri, atenția nu mai este îndreptată asupra mirilor, nici măcar nu le știm numele. Însă dintr-o dată telecamera este pe Iisus. Dintr-o dată, atenția este îndreptată spre Isus. Și asta trebuie să faceți și voi în viață. Toată atenția să o îndreptați, privirile altora să le îndreptați spre Isus. Nu nu l-a spus, dar l-a întrebat pe mine, Mire, Mire de, de, de unde ai vinul acesta? Nu știu. Isus. Isus la noi. Isus poate face minuni. Să le spui altora despre Isus Hristos. Chiar dacă e nunta voastră, chiar dacă e viața voastră, chiar dacă sunt banii voștri, chiar dacă sunt plăcerile voastre, creștinul este omul care îl pune în centrul vieții pe Iisus Hristos, care îl prezintă pe Iisus chiar la nunta lor, care îl prezintă pe Iisus în orice situație a vieții, care îl proslăvesc pe Iisus, care îl lasă pe Iisus să-și ia locul de cinste. Să spună, Iisus merită să fie în centrul atenției, chiar dacă e nunta mea, Iisus merită să fie în oaspetele de cinste, oaspetele, oaspetele de onoare chiar, dacă e casa mea, El merită totul. Chemați-L pe Iisus totdeauna, nu veți păgubi niciodată. Aparent așa părea. Prima concluzie asta a venit Iisus, uite după El puhoi de oameni, nu. Nu ne ajunge, nu mai avem, suntem pe pierdere, ne facem de râs. Asta părea, asta era prima impresie, cam asta era. Din cauza lui Isus ne facem de râs. Din cauza lui Isus tragem o rușine de o să afle, dar n-au cedat primei impresii. N-au renunțat, n-au cedat nervilor, emoțiilor. L-au chemat pe Isus și s-au bucurat și au ascultat de El și s-au bucurat, au beneficiat de prezența lui Isus, Pentru că dacă l -ai pe Isus în viață, cu el nu vei păcubi niciodată. Cu el nu vei pierde niciodată. Cu el nu te vei face de rușine niciodată. Pentru că el este fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. N-ai cum să pierzi niciodată. N-ai cum să te faci de râs niciodată. Nu are niciodată să-mi fie rușine de Isus, de Dumnezeu, de credința în el, de faptul că el este cu mine. Nu are de ce să fie rușine. Pentru că el este Dumnezeu. Fiți mărturii reale ale minunilor lui Isus. Isus face minuni și astăzi. Minune înseamnă lucrul la care nu te aștept, surpriză. Noi îl numim astăzi surpriză. Biblia l-a numit semn sau minune. Da, el face și astăzi minuni. Chemați-l în viața voastră și să fiți mărturii reale. Așa cum nunta aceea a devenit prima imagine, prima prezentare publică a lui Isus Hristos, primul cadru în care Isus Hristos și-a arătat slava lui și l proslăvit pe Dumnezeu, la fel și viața voastră, familia voastră, să fie cadrul în care numele Lui Dumnezeu să fie proslăvit. Și apoi, lăsați ca bucuria voastră să fie cea dăruită de Isus. Vinul Lui e cel mai bun. Nu există vin mai bun ca cel oferit de El. Nu există bucurie mai mare decât cea pe care o oferă El. Nu există fericire în viață decât fericirea pe care o dă Dumnezeu. Fericirea lumii este trecătoare. Fericirea și bucuria lumii satisfac pentru o clipă sufletul omului, dar apoi rămâi tot mai însetat și tot mai gol. Dar când ai fericirea, când ai bucuria pe care o oferă Isus Hristos, ai cea mai bună calitate. De deci ce astăzi, Daniel și Olena, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să aveți parte în viață de această mare surpriză. Iisus Hristos. Oamenii vă vor surprinde în pozitiv sau negativ. Necazurile vă vor surprinde, vin când nu vă așteptați. Însă totdeauna să-L aveți pe Iisus Hristos și veți vedea. Și mie mi îmi place atât de mult versetul acela. El, Dumnezeu, El, Iisus Hristos, poate să lucreze nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Asta e surpriza. Eu nici măcar nu mă gândesc dar mai mult ca atât, cea mai mare surpriză pe care o pregătește Isus Hristos, lucrează la ea de mii de ani, este că El ne pregătește un loc, pregătește o nuntă, pregătește un eveniment cum n-a mai fost în istorie și El vrea acolo să fim și noi. Apostolul Pavel a avut harul să fie răpit și să vadă pregătirile acelea. Și a spus el lucruri, care, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut niciodată în lumea asta, oricât de mult ar fi frumusețile acestei lumi, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, așa muzică va fi acolo, așa splendori vor fi acolo. La mintea omului nu s-a usuit, imaginația omului este limitată, omul nu-și poate imagina ce a pregătit Dumnezeu, așa sunt lucrurile pregătite de El pentru noi. Ne va surprinde Dumnezeu. Bine ar fi să vă surprindă și pe voi, adică să le vedeți, să aveți parte de ele. Dumnezeu poate să vă dăruiască nespus mai mult decât cereți sau gândiți voi. El vă va surprinde cu bunătatea lui, el vă va surprinde cu felul minunat în care va lucra. Nici nu vă puteți imagina, nici nu vă puteți gândi ce poate și ceea ce va face Dumnezeu. De aceea, din toată inima, doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin!